Schimbăm tonul, schimbăm și gândurile. Iulia Pop, colega noastră de la Observator Timișoara, este legătură directă cu noi. Timișoara a intrat într-un cod roșu din care cumva n-a ieșit niciodată, dacă stăm să judecăm după localitățile limitrofe. S-au schimbat deciziile, s-au schimbat rigorile. La intrare în Timișoara vedeți foarte bine ce coloană de mașini și de camioane s-a format. Bună dimineața la Timișoara! Bună dimineața de la Timișoara. La ieșirea din Timișoara este această coadă pe care o să vă arate colegul meu în imagini. Minimum 3 km în spatele meu, alți 3 km în fața mea. Iată sunt efectele carantinei instituită la miezul nopții. După ce în prealabil, trebuie să vă spun, ieri a fost un protest tocmai pe această temă în Piața Victoriei din Timișoara, la care au participat sute de oameni. Dar, în ciuda tuturor nemulțumirilor, declarația pe proprie răspundere devine acea hârtie importantă pentru fiecare cetățean care se deplasează în următoarele două săptămâni, atât în Timișoara, cât și în localitățile periurbane. La capătul cozii, din imagini, se află un filtru, un filtru format din jandarmi și polițiști care controlează toate mașinile care trec pe acolo. Timișoara și comunele periurbane, practic cele lipite de aceasta, vor funcționa acum ca un tot unitar. Este cumva mai ușor de tratat situația, inclusiv de către forțele de ordine, măcar la nivel teoretic. Rata mare de infectare este în creștere continuă de săptămâni bune, dar și spitalele pline, mai ales secțiile de ATI, sunt cele mai importante două criterii care au condus la această decizie a autorităților. Este cumva o carantină de tip hibrid. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că modurile nu se mai închid la ora 21, ci se închid la ora 20. Înseamnă că s-au închis totuși terasele, școlile, grădinițele, la after school-uri. Acolo nu este clar reglementată situația. În timpul weekendului sunt măsuri mai dure, într-adevăr. Asta înseamnă, la nivel de interes public, că mall-ul este închis, dar, dincolo de glumă, cuvântul cheie în această perioadă trebuie să fie responsabilitate. Voi v-ați obișnuit cu nemersul sau neieșitul în ultima perioadă. Auzeam la radio de cu dimineață că autoritățile au decis ca Hârțogăraia să nu se mai poarte între Timișoara și localitățile limitrofe. Tocmai de aceea filtrele de poliție sunt la ieșirea din oraș, dincolo de localitățile ce sunt sub codul roșu. Auzeam o declarație a medicului Musta. Spunea că săptămânile astea de carantină vin ca o gură de oxigen pentru sistemul medical din Timișoara. Ai informații, Iulia, de pe acolo? Da, se pare că nu ne mai auzim. Mulțumim pentru detalii. Revenim la Timișoara. E o situație complicată. Mai multe județe sunt în scenariu.